Bună dimineața! S-a mai încălzit puțin afară. A ieșit și soarele. Dar bate vântul. Foarte tare. Da. Astăzi o să gătim, dar în casă. Ieri am avut o vizită de la un vecin de-al meu. Este din Republica Moldova. El a făcut armata la trupele speciale în Moldova și mi-a zis că nu era zi să nu mănânce hrișcă. Am întrebat de ce, mi-a zis că este foarte gustoasă și foarte sănătoasă. Așa că, uitați, mi-a adus un pachet de hrișcă direct de la Moldova. Am câteva legume, ceapă, ardei, morcov și câteva pulpe. Hrișca este o plantă ierboasă care seamănă foarte bine cu celelalte, mai ales cu grâul, uitați, dar nu face parte din aceeași familie. Semințele sunt utilizate pentru mai multe afecțiuni, boli, cum ar fi malnutriția și boala celiacă. Hrișca este originală din China și Asia Centrală. Există mai multe soiuri cultivate și comercializate. Dacă știți, chinezii fac acele paste, soba, alea maro, din hrișcă le fac. Am înghețat afară, am ieșit doar în tricou. Așa că o să intrăm în casă și o să gătim. În mare ea se gătește la fel ca orezul și are un gust între orez și grâu. Dacă știți grâul pentru colivă, cam aia e consistența. Hai să gătim. Prima dată tai legumele. Nu foarte mărunt, ceapa, morcovul, întâi așa în patru și după cu brățe. Se șoacă pisoi lângă mine. Am intrat în casă. Marcel și Zoro. Ardeiul capia. Mai mare. Uite așa. Și o să pun și jumătate de ardei iute. Asta nu e foarte iute, dar e foarte aromat. Perfect. Am aici și trei pulpe, de-astea vopsite. Umblă cu cioara vopsită cei de la magazine, pe care o să le crestez. Și acum, să-mi fie mai simplu, pun sare din aceasta cu de toate. Are toate condimentele care îmi plac. Puteți să o faceți și dumneavoastră. Folosiți o râșniță mai veche, în care a fost sare sau piper, și băgați în ea condimentele care vă plac. Minunat! Gata. Ne apucăm de treabă. Tigaie, ulei, ceapă,
ceapa la călit. Puțin sare. Pun și cealaltă legume acum. Morcovul, ardeiul capia și ardei iubite. Le călim împreună încă vreo 2 minute, cam așa. La un foc mediu spre mic. Vreau să le înmoi, nu să le prăjesc, să le ard. Legumele s-au cărit. Acum pun și frișca. Cam o treime dintr-un pachet. Ia se le umflă foarte mult. Cărim puțin și frișca. Două minute, trei, maxim. Suficient. Opresc focul. O să vărs totul într-un vas termorezistent, pentru că o să intre la cuptor. Hai să adun eu tot. Ce bine miroase. Stoc de găină sau de legume sau doar apă, ce aveți. Merge și cu apă. Bine, se gătește ca un orez. Atât. Pulpele deasupra. Minunat. Câteva felii de lămâie. Așa. Cimbru. Și asta aromează extraordinar. Uite așa. Ulei de măsline peste pulpe. Deja arată foarte bine. Și totul la cuptor 190 de grade. Sau chiar 180. Și vă spun cât a durat. Acum, habar nu. Bănesc undeva 25-30 de minute. Poate și mai mult, vedem. Gata hrișca mea cu copanii de pui. Nu știu ce a fost în capul meu când am zis că o să dureze 25-30 de minute. A durat o oră și un sfert, 190 de grade. N-am vrut să grăbesc deloc. Rețeta merge aici și un par de vin, Moldova. Uitați ce culoare are. Uite ce culoare are. Vin de casă. Minunăție. Ce să zic, las foarte puțin să răcească frite, doar ce am scos-o din cuptor. În condițiile de afară o să răcească destul de repede și o să vă spun și gustul. Pace, sănătate. Bun vin. Hrișcă. Uitați cum s-a umflat. Frige. Mamă mia. Consistența este ca cea de grâu. Între grâu și orez.
Pleacă-mă de aici, îți trag un ambar două. Marcel, e pofticios. Să mă trezesc pe cuvânt. Este mai gustos decât orezul. Cu mult mai gustos. Și am înțeles că și cu mult mai sănătos. De asta, în armată, la forțele speciale, în Moldova și în Rusia, hrișca este nelipsită. În fiecare zi se mănâncă hrișcă. Cine n-a încercat, o să mă pomenească. Haide să hai puțin și din copan. Și astea s-au făcut minunăție. Ia uite. Mai ai de mine. Mai ai de ce copane bune au ieșit. Nu te poți abține. Sucul din carne s-a dus în hrișcă. Ai, ce bunătate am făcut. Am două pachete de hrișcă. Din două pachete gătești de 6 ori pentru 3 persoane. Nu este scumpă. Găsiți, cred că, la aproape toate magazinele mari. Vă recomand. Puteți face și cu altfel de carne. Puteți face hrișca și fără carne. Minuțe. Da, asta a fost rețeta pentru ziua de astăzi. Eu vă mulțumesc. Vă spun poftă bună, neapărat să încercați. Nu uitați. Ținem legătura. Doamne ajută!